ziua, bine ați venit la conferința de presă. Primul subiect cu care aș dori să încep este legat de creșa, grădinița de pe strada sportului. Știu că sunt mulți părinți care se întreabă când vom da în funcțiune acea locație. Facem tot posibilul să dăm în funcțiune cât se poate de repede. Am fi vrut până acum să fi rezolvat subiectul, dar din păcate, mai sunt în câteva probleme acolo care ne împiedică să facem recepția finală. Cel mai important este legat de faptul că încă nu avem gazul funcțional, în sensul că săptămâna aceasta, de câte am înțeles din ședință, s-a depus documentația la Adelgaz Grid și săptămâna viitoare urmează să fie montat contorul după ce se întâlnește Delgaz Gridul cu executantul instalației interioare la locație. Deci asta ar fi cea mai mare problemă. Am chemat și conducerea grădiniții să mobilizeze un pic salariații de la grădiniță în așa fel încât toate dotările care sunt acolo să fie montate pe poziție. Și în funcție de aceste dotări, mă refer în special la cele care țin de bucătărie, vom vedea dacă trebuie să mai tragem un cablu de curent în plus, dacă trebuie să mai facem o instalație de apă sau de canalizare. Pentru că depinde de la caz la caz, sunt, de exemplu, cuptoare pentru gătit, care au nevoie, pe lângă instalația de curent electric, poate au nevoie de gaz sau poate au nevoie de canalizare sau de apă. Tehnologie mai modernă. Lucrurile acestea se întâmplă, poate și astăzi și în zilele care vor urma. Din momentul în care vom avea niște lucruri concrete, în sensul că vom avea probele făcute pentru instalația ISU, după aia putem să dăm și termenii referitoare la când se va pune în funcție această unitate de învățământ, grădinița și creșa. Până când nu vedem și instalația de la ISU că funcționează conform, adică cei de la ISU vor veni și vor face probele, nu putem să înaintăm termenii pentru că nu ține de noi. Ține de cei de la ISU și ține de cei care au făcut instalațiile, trebuie să fie corespunzătoare. Al doilea subiect pentru conferința de presă ar fi legat de faptul că a fost invitat de către Asociația Moldova Vrea Autostradă vinerea trecută la Iași la o discuție, la o întâlnire cu alte instituții ale statului care, într-un fel sau în altul, pot să ajute la grăbirea acestui proces de construire și autorizare a autostrăzilor pe Moldova. S-a discutat în special despre autostrada A8, cea care ar trebui să plece din munți și să ajungă până la, prin Iași, până la granița cu Moldova. Și, bineînțeles, s-au discutat și despre autostrada A7. Dar autostrada A7 este într-un stadiu, să zicem, avansat de construcție. În schimb, pentru autostrada A8, încă suntem în perioada de avizări, în așa fel încât să se treacă în perioada următoare la aprobări în guvern și aprobări de indicatori tehnico-economici, după care licitații de proiectare și execuție. Am spus punctul de vedere al nostru, am ridicat câteva probleme punctuale, mai mult tehnice, discursul meu a fost mai mult tehnic decât, să zicem, de mobilizare și de încurajare și pentru acest demers. Trebuie să facem tot posibilul ca accesul din autostradă pentru parcul industrial să fie facil, pentru mijloacele de transport greu. Trebuie să avem grijă ca drumul național DN28A să fie reabilitat și aici mă refer în special la pasajul peste calea ferată. La discuție a fost și un director de la CNAIR, București, un domn director tehnic și i-am prezentat și domniei sale această situație de la Pașcani.
Am discutat despre propunerea mea, mai veche de altfel, de a se realiza această legătură dintre drumul național care merge de la Suceava la Bacău, mă refer la Moțca, DN2 și Turbion, poate în momentul licitației pentru A8 acest segment de doar 5 km de la Moțca până în Turbion să fie licitat cumva mai devreme, adică să nu așteptăm să se finalizeze toată autostrada până la Iași, pe segmentul Moțca-Ungheni, ci să fie cumva dat etapizat înainte acest segment de 5 km, pentru că sunt convins că din momentul în care A7 va fi dat în funcțiune, o parte din traficul greu care vine pe DN2 de la Suceava va încerca să intre în Pașcani, prin Moțca și prin Găștești, să coboare la vale pe autostrada A7. Asta înseamnă că vom avea sute mii de camioane, posibil prin Moțca și prin Găștești. Asta înseamnă că și așa este periculoasă șoseaua Neamțului astăzi, cu camioanele care sunt acolo și viteza cu care se deplasează, dar apoi să avem tot traficul care merge pe Bacău să vină tot prin Găștești. Am vorbit despre propunerea noastră să facem intermodalul pe strada Prisăcii, la stația de spălări vagoane, și cam atât, dacă n-am sărit vreun subiect. Dar în principal chestiuni tehnice ne interesează pe noi, pentru că și ultimul subiect care l-am de discutat este acea problemă ridicată de mediul de afaceri din Pașcani, care ne-a spus că sunt situații în care un tir este cântărit la vamă, are 40 de tone tirul, eventual 20 ceva de tone marfa, și în momentul în care se constată că el, plecând din curtea fabricii până la vamă, a traversat un segment de drum care nu este autorizat pentru 40 de tone, ei sunt pasibili de amendă. Asta înseamnă că drumurile județene din proximitatea Pașcanului, cu drumul național din proximitatea Pașcanului, bineînțeles și cu autostrăzile, să fie toate la aceeași capacitate portantă sau tehnică, în așa fel încât operatorii noștri economici, firmele mari din municipiul Pașcani, să nu fie amendate, pentru că, din punctul meu de vedere, n-au nicio vină. Este un subiect nou pentru mine, eu n-am știut că există o astfel de situație, am avut de-a face până acum cu activități de transport pentru tonaj mare și a fost o noutate, am discutat cu ei și, bineînțeles, vom face tot posibil în perioada următoare. Dacă drumul DN28A se va reabilita, să fie făcut în așa fel încât operatorii economici mari din Pașcani să nu primească amendă. Domnul administrator? Da. Zilele trecute s-a terminat perioada de depunere oferte pentru reabilitarea blocului C38 din fonduri europene prin PNR. Am înțeles că pe SEAB deja este publicat anunțul. Sunt, de data aceasta, 5 firme înscrise la licitație. Am avut o procedură pe care am fost nevoie să o anulăm, deoarece cel care a câștigat licitația n-a mai vrut să continue, n-a mai trimis documentele suport DOAIEC, astfel încât să poate fi încheiat contractul. Suntem un pic întârziere, dar sperăm că de data aceasta, din 5 firme, vom găsi o firmă serioasă care să apuce de reabilita blocul C38. Urmează ca în perioada următoare comisia care a fost stabilită pentru evaluarea ofertelor să apuce de treabă. Ok. Dumneavoastră, dacă aveți întrebări, vă rugăm. Legat de întâlnirea care ați avut la Iași pe probleme de celor două autostrăzi, care a fost feedback-ul autorităților, numai propuneri făcute de dumneavoastră? A fost prezent reprezentanța ai autorităților locale, primarul Iașului Mihai Chirica și eu.
Am văzut de la Consiliul Județean pe domnul vicepreședinte Marius Dangă, am văzut pe fostul europarlamentar, sau mai este actual, Dragoș Păslaru? Fost. Fost. Europarlament Dragoș Păslaru, nu știu dacă reprezenta pe cineva. Președintele Camerei de Comerț și Industrie Iași, Paul Butnariu, dacă am reținut bine. Director tehnic de la CNAIR București. Au mai fost reprezentanți din partea proiectanților, proiectantul care lucrează acum pe studiul de fezabilitate pe A8, da? Reprezentantul Consitrans, alți reprezentanți de firme de proiectare care au prezentat un pic niște chestiuni inovatoare referitoare la proiectare, chiar niște ieșeni care lucrează, dacă am reținut bine, pentru un oraș din Belgia, o chestiune foarte nouă și foarte actuală. În principiu, vă dați seama că fiind acțiunea unei asociații, toată lumea a spus că, într-adevăr, avem nevoie de autostradă. Au fost reprezentanți ai mediului de afaceri, transportatori, invitați la întâlnire, care au prezentat problema lor, spunând că au costuri foarte mari cu transportul pe acest segment de la Iași până, poate până la Oradea. Deci, fiecare și-a spus punctul de vedere, toată lumea a fost de acord că trebuie să facem această autostradă A8. Bineînțeles, autoritățile locale sau reprezentanții instituțiilor au spus că vor face tot posibilul în așa fel încât să ajute sau să nu se blocheze nimic. Feedback-ul a fost bun, dar mai mult poate o discuție tehnică, mobilizatoare. Eu am ridicat problema podului de la Peșteșorul. Nu știu dacă domnul director de la CNAIR cunoștea problema. CNAIR-ul la nivel de România este mare. Vă dați seama la câte drumuri naționale și autostrăzi trebuie să gestioneze ei, dar le-am ridicat problema și chiar mi-am și informat că astăzi suntem pe procedură de dezmembrare a străzilor principale. Cred că au venit deja o parte din acte, ieri le-am văzut la mapă. Urmează în perioada următoare, în momentul în care dezmembrarea este făcută în acte, să facem demersuri necesare pentru predarea acestor segmente de drum din Pașcani, mă refer doar la partea rutieră, în așa fel încât el să fie, cum zice legea, în proprietatea statului și în momentul în care ei vor face reabilitarea segmentului Târgu Frumos Moțca, să fie inclus și zona din Pașcani, inclusiv podul. Pentru că tot se apropie sezonul rece, am vrea să știu dacă primăria Pașcani este pregătită să ofere sprijin românilor străzi. Avem aceeași situație cu persoane care sunt la ora actuală în Pașcan fără o locuință, fără un acoperiș deasupra capului. Da, avem aceeași situație din anii din urmă, cele două containere unde avem 8 locuri disponibile acolo și astăzi sunt persoane care stau acolo. Dacă va fi cazul, vom suplimenta. Anul trecut n-am avut cereri de mai mult de 8, nu știu dacă au fost 6, să zicem, care au solicitat să stea acolo. Dacă vom avea alte solicitări, suntem dispuși de anul viitor să cumpărăm un nou container. Deocamdată atât putem face din punct de vedere al protecției pe timpul frigului. Se merge pe acea situație de anul trecut care o aveți în evidență sau se face control acum, nu știu, cu poliția locală să vadă dacă sunt noi oameni, noi... Nu putem face noi controle. Dacă cineva solicită, vreau și eu să stau la container, atunci noi am primit pe toți până acum. Andrei, aspect, ați discutat cu conducerea Spitalului Municipal de Urgență cu privire la descinderile care au avut loc zilele trecute? Nu. Despre acuzațiile care se aduc și despre sistemul... N-am discutat deloc. Ultima discuție a fost în ziua în care au fost... Niște măsuri sau ceva?
Înțeles, dar au fost făcute acele descinderi, probabil au fost ridicate documente sau au fost făcute, să zicem, au fost adresate întrebări de către cei de la poliție sau de unde au fost acolo. În momentul în care se vor comunica acte oficiale, atunci vom comunica și noi și vom prezenta un punct de vedere. Deocamdată n-am ce să vă zic. Și se aduc și persoane, ce s-a întâmplat? Poate știți dumneavoastră, eu vă spun sincer, nu știu și nici nu pot să comentez public pe baza unor supoziții. Păi nu are. Și în urma cercetărilor făcute de către procuror și există un comunicat de presă în sensul ăsta. Am înțeles. Deci e publică situația. Sunt cercetări. Sunt cercetări în cauză. Ce putem să facem noi acum? Deci până când nu se găsește un vinovat sau nu se găsește că s-a încălcat ceva, este prematur pentru noi astăzi să facem ceva. În momentul în care vom avea un document oficial prin care să ne aducă la cunoștință că s-a încălcat legea cumva acolo sau este un viciu de procedură sau este o vulnerabilitate în sistem, în așa fel încât noi, din punct de vedere administrativ, să corectăm ceva acolo, nu am considerat că este cazul să punem prea multe întrebări. Așteptăm o concluzie și împreună cu conducerea de acolo să vedem ce se poate face. Socialdemocrații Pășcăneni au făcut un anunț zilele acestea, cum că poartă sau o să poartă negocieri cu cei de la AU și Pro-România pentru a numi un socialdemocrat în funcția de viceprimar. Cum comentați această situație? Și dacă nevoastră ați început, mă scuzați, negocierile cu cele două partide. V-am spus că noi am avut discuții cu toți reprezentanții partidelor PSD, AUR și Pro-România. Nu am stabilit nimic. Am răspuns și data trecută la aceeași întrebare. Din punctul meu de vedere că ei încearcă să facă o majoritate în Consiliul Local, nu este niciun fel de noutate. Trăim în libertate, oricine poate să discute cu oricine, poate să propună orice, orice formă de asociere sau de constituirea unei majorități în Consiliul Local se poate face de către oricine. Nu mă surprinde și e normal să încerce. O să vedem dacă reușesc sau nu. Viitorul viceprimar, dacă va fi din partea PNL-ului, va avea din nou un subordin serviciu de gospodărie comunală? Vom vedea la momentul respectiv. Deocamdată să trecem pasul cu viceprimarul, după care ne organizăm și cu administratorul public și cu atribuțiile care vor fi împărțite. Mă gândesc să dăm și atribuții în funcție și de, să zicem, priceperea și veleitățile fiecărui membru din echipa care conduce Pașcan, în așa fel încât să punem omul potrivit la locul potrivit. Ce nu pot să facă cele două ajutoare ale primarului, adică viceprimarul și administratorul public, o să rămână tot la mine, că de fapt toată primăria este în responsabilitatea mea. Și o ultimă curiozitate. În sala ședința Consiliului Local sunt poze cu toți foștii primari ai municipiului Pașcan. De ce nu este poza și cu domnul Dumitru Pantazi? E un subiect care l-am mai discutat și altă dată. Eu, la începutul mandatului trecut, i-am solicitat la începutul unei ședințe domnului Pantazi, dacă dorește să punem o fotografie acolo, să ne dea dumnealui o fotografie, cum consideră că este potrivit, fără să trebuiască noi să luăm cu forța o fotografie de pe internet, de undeva, sau din pe un afiș electoral. Domnul Pantazi a refuzat să ne dea acea fotografie, spunând faptul că nu s-a terminat treaba, o să mă întorc înapoi la primăria municipiului Pașcan. Acum s-a terminat, nu stăm să ne rugăm. Dacă domnul Pantazi de mâine aduce o fotografie, cu drag o să o punem pe perete acolo, alături de ceilalți primari care au condus municipiul nostru, fără probleme. Când are loc ședința de Consiliu Local pentru alegerea viceprimarului? Săptămâna viitoare, cu siguranță, vom avea prima ședință de constituire a comisiilor de specialitate din Consiliul Local și alegerea președintelui de ședință. După care, tot săptămâna viitoare, voi convoca ședința ordinară pentru cealaltă săptămână, unde vom avea pe ordinea de zi atât viceprimarul, cât și alte subiecte care țin de funcționalitatea municipiului. Ok,
când ajung insulele ecologice? 5. Teoretic trebuie să ajungă pe 15, adică înseamnă săptămâna viitoare. Am primit știința de la cei de la firma ce au câștigat licitația, că începând cu data de 15 vin la Pașcan să monteze insule, nu vor putea să le monteze pe toate într-o zi, așa că ne vom depozita undeva și au un grafic cu, noi le-am transmis fiecare locație, au un grafic pe zile, o să le monteze, sper că într-o săptămână să termin de montat. Da, deci începând cu data de 15, nu înseamnă că neapărat vineri vom avea tirurile la Pașcani, dar dacă nu vinerea viitoare, poate de luni, de marți, încep să apară. Și o ultimă întrebare, când vor fi preluate autobuzele electrice de către Ecoserv pentru transportul public? Am depus la serviciu de matriculări cererile pentru matricularea lor. Da, din păcate, astăzi nu am știut. Am fost sunat, n-am reușit să le matriculăm astăzi. Suntem singuri, cred că din țară, că nu le-am matriculat. Am primit respingere pentru că... Dar nu. Am sunat la firmă, că este să rezolve. Undeva scria, când am băgat cartea tehnică, li s-au reușit la cei de la evidență, scria Rarul București, care le-au făcut căzideze, că trebuiau matriculate până pe 7.07.2024. Nu scrie o greșeală sau... Nu știu. Am vorbit la firmă și să rezolvi situația. Nu trebuie să mai programăm. Cei de la poliție așteaptă doar în sistem să dispară acea eroare și ne ducem direct la ghișeu și ne luăm numere. Și apoi urmează celelalte proceduri. De intrare în patrimoniu. Ieri am avut vizita unor elevi de la Colegiul Unirea împreună cu alți reprezentanța ai școlilor din Europa, Turcia, prin programul Erasmus și chiar doi elevi de la Unirea, care stau în, cred că în Luncă, m-au întrebat când vin autobuzele electrice. Deci o chestiune așteptată de către toată lumea și discutată și de noi ieri în întâlnirea pe care am avut-o aici la primărie, chiar în această sală a Consiliului Local, pentru că subiectul, să zicem, Erasmusului era ecologia sau schimbările climatice și le-am povestit pașii mărunți pe care i-a făcut primăria municipiului Pașcani pentru un mediu mai curat în municipiul nostru și le-am spus că datorită banilor europeni prin PNRR am reușit să luăm și noi cele 6 autobuzele electrice, un proiect de 18 milioane de lei, bani pe care, repet, niciodată poate bugetul municipiului nostru nu i-ar fi avut să putem cumpăra asemenea dotări. Mulțumesc. Cu plăcere, vă rog. Care sunt concluziile din raportul înaintat de Comisia Specială de Verificare a Declarațiilor pentru Taxa de Salubritate? Nu avem o concluzie încă, vă spun sincer. Din discuțiile pe care le-am avut cu cei care se ocupă, au fost zeci de pășcăneni, poate sute, cred că am depășit suta de declarații care s-au rectificat la taxele locale. Așadar, fără raport, ați propus în dezbatere publică majorarea taxei de salubritate de la 13 la 15. Da, pentru că suntem în perioada în care trebuie să facem această dezbatere publică. Avem nevoie, în așa fel, avem nevoie de perioada de dezbatere pentru taxe ca să ne încadrăm în decembrie să putem vota taxele locale și în această perioadă se pot face amendamente, inclusiv de către mine. Și de ce ați propus majorarea? Majorarea nu se referă decât la inflație. Tot ceea ce este în acel proiect se referă doar la inflație. Mă refer la taxa de salubritate. Exact. Și la taxa de salubritate se adaugă inflația ca și la celelalte taxe. Adică majorarea de la 13 la 15 reprezintă inflația? Da. Inflația sau e 10... Și indexarea și majorarea la 13 la 15? Indexare cu ce? Deci ar fi undeva 14,5 doar inflația, am protunjit-o la 15. Am înțeles. Care credeți că va fi impactul asupra Pașcanului a concedierilor colective fără precedent la Pașcani? Vorbim aici de fosta societate Teros, 345 de șomeri și această acțiune este chiar acum în prag de iarnă. Este tragic ce se întâmplă.
Nu știm cum să facem, că primăria nu se ocupă de chestiuni de genul ăsta, dar i-aș ajuta cu mare drag. Acum, sper că o parte din ei să-și găsească loc de muncă în alte societăți din municipiul nostru. Poate unii au reușit să, nu știu, să plece înainte. Mă gândesc că cei de la Dedeman, poate unde sunt deja 100 și ceva de salariați, au reușit să facă angajările. Din discuțiile private pe care le-am mai avut cu unii reprezentanți de societăți comerciale importante din Pașcani, i-am rugat și eu în măsura în care pot să angajeze oameni de la Terox și să vedem dacă cumva specialitățile se vor potrivi. De exemplu, cei de la VFU știu sigur că au nevoie de angajați, dar trebuie să angajeze oameni care se pricep să manipuleze dotările sau mașinăriile pe care le au cei de la VFU. Nu știu cât este nevoie de, eu știu, de partii de TESA, de contabilitate, de alte lucruri, dar deci încercăm să-i ajutăm pe toți ceilalți cum se poate, prin discuții cu oamenii de afaceri, dar este o situație tragică, nici nemai întâlnită și de către mine. Vă spun sincer, n-am, nu știu dacă am mai fost vreodată la Pașcani, cel puțin nu știu eu să am cunoștință de acest lucru, 300 de oameni să rămână fără loc de muncă. Ați vorbit cu conducerea societății? Nu m-a contactat nimeni pe niciun fel de... Nu i-am contactat. Eu am aflat ieri dimineață despre această situație, citind presa și, vă spun sincer, nu... N-am știut nici motivul, nici ce este. O să dăm și noi un telefon, dar sunt convins că cei de la Holmberg nu au făcut acest lucru pentru că le-a plăcut, ci au făcut acest lucru pentru că probabil sunt într-o situație financiară precară. Am înțeles. Ați reușit să obțineți autorizația de funcționare de la DSP și de funcționare și cea de la DSP pentru grădinița nouă? Nu. Nu se lucrează. Nu. Pentru că s-a spus atunci, doamne, le obține rapid. La DSP nu văd să fie probleme. Am făcut o vizită cei de la DSP, circuitele sunt în regulă, ceea ce înseamnă. Am solicitat o vizită de la DSP înainte, ca așa cum am făcut și cei de la ISU, înainte de a depune actele pentru autorizație. Acolo sunt vestiare, circuite, avem bucătărie de data aceasta. Ne-am pus de acord cum trebuie să arate, cum trebuie spuse mesele, aragazul, frigidele, să nu încurce și următoarea perioadă vă depune documentele oficial pentru autorizația la DSP. La ISU se lucrează în continuare. La ISU este aceeași problemă care am mai discutat-o. ISU spune că documentația care trebuie depusă după 2022, indiferent de avizele dinainte, trebuie făcută după normele din 2022. Iar noi avizul 2022. Iar noi avizul îl avem din 2021. Asta ce înseamnă? Reguli noi, condiții noi, investiții în plus? Sper să nu fie investiții, că nu cred eu că ar trebui acum să mai avem deja o investiție făcută. De aia le-am și zis că nu sunt de acord cu punctul lor de vedere. Dacă noi avem un aviz dinainte și același subiect este și la școala Iordache Cantacuzino. Am un aviz din 2021, finalizez în 2023, dați autorizația de funcționare, ISU. Ei spun, nu, domnule, depuneți altfel, pe normativul nou. Și eu zic că nu e corect să schimbați regulile în timpul jocului. Adică eu am făcut ce mi-a spus în 2021. Nu puteți să veniți acum să-mi spuneți, domnule, nu mai este bun. Din ce am înțeles eu, nu se pune problema unor noi dotări sau altfel de materiale, ci se pune problema că documentația trebuie să îndeplinească altfel de criterii, de culori, de semnalistică, adică doar documentația tehnică. Trebuie refăcută hârțogăraia, ca să vorbim. Și ultima întrebare, hala nouă de la piața din Vale, va fi dat în folosință în acest an? La hala nouă, nu. Deci nu putem să dăm în folosință nimic acolo decât o singură dată după ce facem probele de la ISU. Adică în primăvara anului viitor? Adică în primăvara anului viitor. Ce putem face noi ca să mai câștigăm ceva timp? Este să încercăm să scoatem la licitație din
de luna asta, luna cealaltă sau în ianuarie, februarie, spațiile din interior, pe baza documentelor tehnice care sunt, pentru că știm numărul de spații și știm suprafața, și atunci putem face licitația dinainte cu o clauză în caietul de sarcini, că din momentul în care se face recepția și noi putem să dăm oamenilor spațiile comerciale dinăuntru, se predă spațiul. Și în felul ăsta putem câștiga vreo 2-3 luni de zile să nu pierdem cu licitațiile, adică să terminăm lucrarea și hala să rămână goală încă 3 luni de zile, pentru că suntem în procedură de licitație. Asta putem face. Dar văzând cât de riguroși sunt cei de la ISU și faptul că chiar dacă ne convine sau nu ne convine, trebuie să respectăm regulile și legea referitoare la protecția împotriva focului, până când nu recepționăm tot acolo și avem documente semnate, nu dăm în funcțiune nimic. Mulțumesc. S-au dat în funcțiune corpurile 3 și 4, pentru că ele nu fac parte din autorizația ISU, fiind suprafețe mai mici de 600 metri pătrați. Dar la ceea ce este proiectat, trebuie să se facă probe în așa fel încât să se ateste că ele sunt făcute corespunzător. Ok, domnul Andrei spune, bună ziua, v-aș ruga să mergeți din nou pe strada la Cotinei Tănescu să vedeți cum arată lucrurile celor de la apa vitală după asfaltare, în jurul acelor canale unde sunt puse apometrele, s-a surpat din nou. Oricât asfalt s-ar pune, mereu o să fie probleme până nu se scot plăcile betonate, să pună pământ să taseze. Da, o să trecem, domnul Andrei, pe strada Locotenent Ionescu. Eu doar am primit confirmare că s-au asfaltat acolo acele tăieturi, traversări și chiar nici nu mă gândeam că mai sunt probleme. Oricum, lucrarea nu este recepționată. La final, personal, am să merg împreună cu colegii de la primărie pe fiecare stradă. Nu voi semna procesul verbal de recepție până când strada nu arată cum ar trebui să arate sau cel puțin cum era înainte de intervenția celor de la Apa Vitală. Și eu înțeleg pe ei și cred că când am avut? Am avut marți o ședință cu Apa Vitală, o ședință de progres. Și le-am solicitat și eu dacă se poate să facem, dăm drumul la apă cât se poate de repede pe Gâștești, pentru că oamenii îmi spun că iarăși nu este apă în fântâni, n-a mai plouat cred că de o lună de zile. Am avut ploi multe în septembrie, dar după aia n-a mai plouat absolut deloc. Și cei de la Gâștești așteaptă apa. Mai ca să dăm drumul la apă, ne trebuie și canalizarea. Ca să avem canalizarea, ne trebuie să dăm în funcțiune toate stațiile de pompare ape uzate. Ca să le dăm în funcțiune, asta înseamnă că trebuie făcute racordurile electrice. Și am discutat un pic care este situația cererilor către Delgas Grid, în așa fel încât să se pună racordurile electrice la toate aceste stații de pompare ape uzate. Mai mult decât atât, Gâștești nu poate fi pus în funcțiune pe canalizare până când nu sunt puse în funcțiune toate stațiile de pompare ape uzate care traversează din Gâștești către Boșteni, din Boșteni către Sodomeni și din Sodomeni către Pașcani. Deci tot traseul trebuie să fie funcțional, în așa fel încât canalizarea să ajungă unde trebuie. Referitor la aerodrom, iarăși, la aerodrom stațiile de pompare ape uzate de pe Mușatin și de pe Rozelor sunt montate. Acolo Delgas Grid a confirmat că urmează să monteze, să zicem, în 2-3 săptămâni de zile, poate, contoarele. Problema s-a pus de unde se racordează aerodromul. Ar fi o variantă de racord pe strada Crinilor, dar nu este presiune suficientă. Și atunci s-a ajuns la concluzia în ședința de marți că vom face racordarea aerodromului din șoseaua națională, intersecție cu DN28A, unde este o conductă nouă de apă care coboară de la rezervoare,
Și bineînțeles și această conductă nouă care ajunge până la rezervoare trebuie mufată la rezervoare. Adică trebuie umplută cu apă. Din momentul în care vom avea aceste două lucrări făcute, da, care nu sunt ușoare pentru că reprezintă o mufare la o magistrală mare de apă, putem să dăm apă pe aerodrom. Pe aerodrom 99% din locuitorii pe aerodrom au apă astăzi, dar, bineînțeles, poate sunt probleme cu presiunea sau sunt unii care nu au apă deloc. Am insistat într-un fel sau în altul să prioritizeze ce mai au de făcut pe aerodrom și mai rămân de făcut câteva traversări pe șoseaua Calea Romanului. Partea cu casele, nu partea cu blocurile, trebuie racordată și ea. Deci sunt câteva case acolo care încă nu au fost brașate. Dacă permiteți, de ce este condiționată darea în folosință a rețelei de apă din Gârștești de funcționalitatea celei de rețele de canalizare? Pentru că în suburbie funcționează separat rețele de apă unde nu este canalizat. Așa este, dar cei de la Pavital au spus că au și acum astfel de situații în care au făcut branșamentele la canalizare și astăzi oamenii folosesc canalizarea, iar pentru ei este foarte greu să gestioneze această situație în momentul în care ai o stație de pompare ape uzate plină cu materie de canalizare și ea nu funcționează. La un moment dat, acea canalizație va ieși în stradă. Deci vom avea, cum să vă spune, vom avea rahatul pe străzi, că deci iese la capăt de străzi. Și atunci ei spun, domnule, trebuie să facem în așa fel încât să venim cu toate aceste lucruri. Iar la Gâștești, poate cea mai importantă lucrare, am uitat să o menționez, este că trebuie să termine 24 ianuarie, care astăzi se face cu, ați văzut și noastră, cu subtraversări. Nu neapărat subtraversări, cât cu, nu se mai taie longitudinal. Au găsit varianta asta, bine că au găsit-o și acum mai târziu, că dacă o găseau mai devreme, poate pașcanul era mai puțin tăiat, să facă efectiv pe sub pământ și canalizarea și apă. Deci 24 ianuarie nu va fi tăiat cum a fost tăiat strada Gâștești, de exemplu, va fi tăiată mai puțin, din loc în loc, cred că din 100 în 100 de metri, se face câte o gaură și se bagă mașinăria pentru țevile de apă și canal, urmându-se ca tot pe sub pământ să treacă pe sub stradă, să facă branșamentele pentru fiecare casă de o parte și de alta. E importantă strada pentru că prin ea se face legătura de rezervoare. Da, de rezervoarele de sus de la Gâștești trec prin 24 ianuarie, de pe 24 ianuarie după aia se duc pe toate străzile laterale.